Hristos a înviat, bună seara, stimați telespectatori, Dan Pricope sunt. În seara aceasta îmi propun să discut cu dumneavoastră și altceva decât municipiul Suceava, un al doilea oraș important ca economie, ca administrație, ca viață socială, este Rădăuțiul. Numai că, din păcate, în județul nostru unele lucruri sunt lăudabile. La Rădăuți este însă foarte mult degringoladă, trebuie să o spunem, recent, și vom discuta în emisiune despre un caz crâncen. Și nu mă feresc să o spun crâncen și urât de tot, despre lipsa de profesionalism a cuiva care nu trebuia, nu și avea locul acolo, nu și avea locul deloc acolo și a inflamat o țară întreagă. Dar până să ajungem acolo, cazul are relevanță cu administrația publică într-o oarecare măsură și vom dezvolta în emisiune despre asta. Îmi propun să vă aduc în discuție o situație revoltătoare și care arată lipsa de profesionalism din administrația publică rădăuțeană. Doi invitați din această seară vor confirma și vor detalia cele ce vă spun acum. Îi salut cu această ocazie pe domnul Galan Romeo, Bună bună seara, seara, și pe domnul Ilian Vasilovski. Vasilovski. Mi-era frică iarăși să nu este V-ul acela care... Da, noi Domnul Vasilovski, consilier local în cadrul consilier local PSD, Consiliului da. PSD, desigur, în cadrul Consiliului Local Rădăuți, domnul Galan, consilier județean PSD. Da, bună seara și mulțumim de invitație. Cu multă plăcere. Dumnealor sunt familiarizați cu tertipurile din politica și, evident, administrația rădăuțeană. Și pentru a intra în pâine, vă spuneam de la început că prezint un caz în exclusivitate. O situație revoltătoare care a avut loc la Societatea Servicii Comunale, o societate care este emblematică pentru Rădăuți, o societate care este cunoscută în mediul politic, nu doar rădăuțean, în mediul administrativ și, de ce nu, în mediul economic, O până la urmă. societate grea. O societate grea, cum domnul Galan bine a calificat-o, a încadrat-o foarte bine. E o societate grea. Domnia sa este în măsură să ne spună despre ce este vorba. Eu, deocamdată, îmi fac datoria față de telespectatori să le spun. Este vorba de o sentință dată astăzi de Da. Curtea de Apel Suceava, Da. Definitivă și executor. definitivă și executorie, și îl las pe domnul Galan să explice pe scurt deocamdată și intrăm pe parcurs în... Da, deci instanța într-adevăr și-a făcut treaba. Am reușit astăzi la Curtea de Apel să anulăm hotărârea Consiliului Local numărul 26 cu demiterea Consiliului de Administrație. În Consiliul de Administrație suntem 7 persoane. Ajunse acolo printr-un concurs și s-a dovedit că administrația actuală locală face numai abuzuri. Mai exact, să spunem telespectatorilor, dumneavoastră faceți parte dintre cei 7? Bineînțeles. Ok. Ați fost și director. Da, deci din cei 7 se alege un director, eu am fost Exact. împuternicit ca director. Ați fost și demis ca director și după aia și-o dat seama că nu era corect. Păi inițial a demis Consiliul de Administrație și te-am trezit că nu mai avea cine să demită să directorul. demită Și directorul. după 3 săptămâni am chemat, haideți să vă explic cum să-l demiteți pe director. Dați-mi documente să pot să merg în instanță. Că nu aveam documente cu ce să mă duc în instanță. Și am primit hotărârea a consilierului unic interimar, domnul Administratorul Adjecalu, unic. administrator, domnul Administratorul, da. Adjecalu Gheorghiță, și mi-a dat o hotărâre de demitere a directorului după 3 săptămâni, când a fost prima dată demis Consiliul de Administrație. Dar este legal așa ceva? Adică eu, Nu e. pentru mine e un fel de inovație Nu, ceea ce spuneți pentru ei dumneavoastră. totul e legal.
și Curtea de Apel a spus că nu e. Bineînțeles, inclusiv secretarul primăriei la inițierea proiectului nu a contrasemnat ilegalitate, persoana care a făcut raportul nu a contrasemnat ilegalitate și nu în ultimul rând prefectura a intervenit pentru ilegalitatea hotărârii din Consiliul Local. Asta voiam să întreb, totuși prefectura dă și ia un aviz de legalitate. L-a dat? Prefectura. Nu, înțeleg că nu, da, l-a dat. Nu l-a dat. Păi, bun, și atunci cât a durat procesul acesta? Păi, cred că fă, un an... Un an și jumătate. Jumătate, da. Eu așa rețineam. Un an și jumătate. Așteptam de la dumneavoastră de asta. Un an și jumătate. Ce s-a întâmplat în acest un an și jumătate cu... După ce s-a luat o astfel de decizie, eronată, să-i spunem elegant, doar eronată, ce s-a întâmplat cu serviciile comunale? Aud numai lucrurile... Sincer vă spun, de când am fost puțin demis... Puțin măgulitoare, sau prea puțin măgulitoare. Nu știu dacă am călcat la servicii comunale de două ori, bine, pentru dar... că toți angajații care discută cu, cu fostul director cu mine sunt dați afară. Da? Deci nu au voie să discute cu Galan, nu au voie să discute, deci exclus. Și dar cine le spune lor asta? Domnule, administratorul unic interimar. Da? Domnul Jecalo? Păi domnul Jecalo, altcineva cine să-l spui acolo. S-a ajuns ca această societate de un an jumătate să nu aibă un director, da? Administratorul unic interimar are niște atribuții de la punctul A la punctul B. De la punctul B până la punctul C are director. Deci acolo nu știi cine conduce. Nu, încă nu au conduce. Nu, dar cine semnează în locul actelor care ar trebui să le semneze un director? S-a împuternicit. Ba o persoană, ba alta. Acum nu pot să vă spun cine e acolo. Probabil Adi Jecalu Gheorghiță. Cine îl susține pe Adi Jecalu? Hai să o spunem cu subiect și predicat. Tăi, întrebare simplă, răspuns el clar. El este susținut de administrația locală. Condusă actuală. De... Domnul primar, primar Bogdan Andrei Loghin și domnul viceprimar Țarevici Ciprian, bineînțeles. Amândoi înțeleg că au fost în acea combinație care v-a scos pe dumneavoastră afară. Bineînțeles, vă dați seama că nu... Și pe ceilalți la inițiativa, șase membri din la inițiativa primarului a fost propus un proiect de hotărâre susținut de către un fost consilier. Florin Preda, care el este și-a pierdut mandatul în urma unei instanțe, a fost demis de către PSD, dar tot consilierul a PSD-ului, ei m-au demis. Și... A, deci au fost, să zicem așa, o cârtiță. Da. Ei, am avut și noi, atunci am avut... Mai puțin elegant, dar cam așa s-ar traduce. Patru cârtițe, între timp am mai rămas... Trei, una e dus, urmează pe 7 iunie, următorul domnul Mitrofan Ionel, tot e la apel, deci se termină dumnealui, așteptăm următorul coleg pe listă și să înceapă să contureze puțin Consiliul Local la Rădăuță. Ce înseamnă să contureze, domnul Galan? Păi, adică la, hai să spunem cinstit, sincer, e clar spun, că și dumneavoastră înseamnă că e clar. Și PSD-ul are niscai probleme. Doar că PSD-ul înțeleg bine din ceea ce îmi spuneți înțeleg, și le rezolvă. Foarte bine ați înțeles, da. PNL-ul... Aici este o problemă. Nu la, știu dacă avea, la a ultim... avut, dar, dar începe să aibă. Cu hotărârea asta în instanță o să aibă. Bineînțeles. E clar, nu mai e loc de întors. Dacă e definitivă, este executorie, e clar. Nu mai este de întors, trebuie pusă. Noi aștept comunicarea, nu merg cum au venit respectivii acum un an jumătate să deschidă ușile, să afară toți, nu. Noi merg pe calea legală. Noi apelăm la un birou, la un executor judecătoresc, vom pune în aplicare, vom vedea. Deci așteptăm comunicarea deocamdată. Bine, cu... Nu mai este mult și începe vacanța judecătorească. Eu am mai văzut cazuri când o comunicare a unei hotărâri a stat câteva luni până... Adică ne putem trezi că prin august încă mai așteptați comunicarea, teoretic. Nu știm, vedem.
Ce faceți până atunci? Cum acționați dumneavoastră PSD-ul? Pentru că nu puteți lăsa așa ceva din mână. Bineînțeles, noi am încercat tot timpul să fim în folosul cetățeanului. Cum ați văzut și iarna trecută ce probleme au fost la servicii comunale. De exemplu, la căldură, da? Sistemul centralizat. Chiar voiam să ajung, că la Rădău totdeauna e mai frig decât la Suceava. Vă dați seama. Și s-ar putea să vină frigul și acum mai repede. Ce să vă spun? E luna iunie imediat, da? Da, dar vara la noi ține cum ține și eu vremea știu. E cum e. Știu. E schimbătoare. Problema centralei nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Nu se rezolvă într-o lună. Acolo durează cel puțin 4-5 luni. Rămânim în iarna care va veni, vom fi tot fără căldură? Bine, până la urmă, problemele cu căldura parțială au fost rezolvate. Adică nu a stat Rădăuțiu cum a stat Timișoara sau Bucureștiu. Da. Parte din București chiar. Eu vă înțeleg, dar să ajungi să fii câte o săptămână fără căldură? Bine, da, au fost perioade când era furnizată căldură, perioada când serviciul nu era deloc de apreciat. Da, asta din lipsa de oameni profesioniști, ei când au ajuns la conducere au început să dea din angajați afară. Da, nu, într-adevăr. O, restructurările astea de personal pot să aibă și alte cauze. Da, dar ca o centrală, o centrală ca să funcționeze pe schimb, îi trebuie un număr de oameni, da? Un efectiv, da? Doi electricieni, doi instalatori, un sudor, deci îți trebuie acolo. Deci ei când au dat afară s-au trezit că nu au personal și i-au reangajat. Pentru că, într-adevăr, oamenii sunt mulți la pensii, da? Dar în timpurile astea eu aș vrea să văd, să dea un pensionar afară și să angajeze chiar doi tineri pe specialitate, bineînțeles. Sigur că specialiști... Aici e problema. Nu sunt? Era o criză a forței de muncă în sectorul dumneavoastră? Deci nu poți să mergi cu un sudor care nu a pus electrod odată pe un fier, da? Iertați-mă, ce sudor e ăla? Păi eu ce spun? Păi acolo trebuie un sudor autorizat, da? Deci, și cum i-o dat afară și după aia i-o reangajat. Bineînțeles, da. Lucrurile astea, știți, au fost poate ocultate o bună perioadă și e bine să le spunem acum. Pentru că multă lume are impresia o centrală termică de oraș merge din inerție. Mi dai drumul, o racordezi la gaz. Dar atunci asta e chiar asemănătoare cu ce mă scuzați că vă întrerup. Nu, spuneți, sigur. Nu e chiar o asemănare atât de mare cu o centrală de locuință care să fie. Nu vorbim așa, aici de capacitate, vorbim de... alți termeni care e mentenanță, pregătire pentru sezonul rece, pentru... Bine, și atunci... Deci eu în fiecare an contractam o firmă din Bacău, autorizată Ișir, și făceam o curățire a cazanilor, da? Dacă era o țeavă slăbită, se schimba. Deci o mentenanță care durează, noi acum suntem, cum v-am spus, în iunie, da? Da, serviciile astea de mentenanță presupun că nu durează o zi, două. Nu, domnule, păi ce vă spun, durează o lună, două pentru un cazan, sunt două cazane, da? Păi ele trebuiau începute, când s-a oprit furnizarea de căldură, trebuia început revizia la cazane, da? Ca până în octombrie, când ai drumul la căldură, să le ai... La punct, da? La punct. Bineînțeles. Deci, s-au început? Nu. Nu. Deci din... Din informațiile, din informațiile care le am, vă spun sincer că nu au început. Absolut deloc. Cu alte cuvinte, pe rădăuțeni îi paște riscul deocamdată să aibă aceleași probleme iarna viitoare și cum au fost acum. Rădăuțenii încă au noroc că noi avem noroc că anotimpurile astea s-au mai schimbat un pic, da? Iarna nu-i chiar cum erau iernele acum 20 de ani, da? Da, ăsta e un noroc. Și mai au un noroc. Dar nu trebuie să ne bazăm pe acest noroc. Nu poți să marșezi pe așa ceva. Bine, exact. Nu poți să marșezi pe așa ceva. Clar. Nu ai voie să te lași la mâna lui Dumnezeu cum se întâmplă în agricultură. Dacă plouă, avem recoltă, dacă nu. Exact. Bănuiesc că... Bun, iarna asta s-a întâmplat că s-a lăsat la mâna Domnului. Eu i-am informat. Deci, sincer,
i-am informat și le-am spus ce să facă. Au acolo un inginer la centrala de zonă care au cerut în numărate rânduri să-i dea bugetul pentru a face mentenanța respectivă. Ultima oară am vorbit cu dumnealui și am spus fă hârtie scrisă și atunci stai și tu să te justifici. Nu? Când n-o să ai la iarnă, n-o să poți să furnizezi căldura, o să fii tu vinovat. Da, va da pe cineva vina. Dar dacă vă ține și vă pune așa prin octombrie înapoi în funcții și... Stați liniștit. Pe cine dă vina atunci? Pe stați liniștit că o să mă discurc fără probleme. Cum am discurcat ierile trecute? Că eu n-am luat... Când am ajuns la servicii comunale, nu era tăiată pamlica la centrala de zonă. Avea 7-8 ani de funcționare, da? Deci nu a fost cum e și cu cogenerarea, da? Turbinele respective, eu când am preluat, o turbină era blocată, da? Și una funcționa 80% din turbinele respective. Le-ați remediat problemele? N-am putut să am... Am luat decizia să opresc producerea de curent, pentru că și costurile de producere la curentului erau mult mai mari. Vă dau un exemplu, costul de producție era de 10 lei și vindeam curentul cu 10 bani. Deci eu când am preluat societatea, am preluat-o cu o sumă mare de datorii la gaz, la Norgaz. De ce? Dar pentru că nu și-au făcut nimic. Calculul cât producem, ce cheltuială avem și cât producem cu ea. Eu când am oprit cogenerarea, automat consumul de gaz mi s-a redus, dau un exemplu, la 30 de miliarde pe lună, s-au redus pe cazanele clasice la 10 miliarde. Da? E o economie de 20 de miliarde. A doua. Lei vechi, ca a să doua. Înțeleagă acum, și ghinionul lor, că s-au, prețurile astea s-au liberalizat și au crescut. Dar eu prima dată când am venit am renegociat prețul la gaz. Clar, am făcut și acolo o economie. Am prins perioada de pandemia respectivă, tu dați seama, n-aveai voie să-l debranșezi pe om, n-aveai voie să faci. S-au ajuns tot o datorie. Dar la terminarea mandatului, cu ajutorul datoriei, că primăria avea o datorie la executare pusă cu un proces verbal de eșalonare a sumei și am primit banii respectivi și am achitat datoria la Norgaz. Când am plecat, eu era cu datorii la Norgaz zero. Și acum? Pentru a ști telespectatorii? Nu, sincer să fiu, aveți? Norgazul nu mai furnizează, nu știu cu cine au contract, este dar, o altă societate, dar, știu de dar sunt tot cu eșalonări. Deci se întorc de unde? Sunt pe eșalonări. Și ce este de făcut? Cum vedeți dumneavoastră? Ce alternativă propuneți dumneavoastră posta și cel mai probabil viitoarea conducere odată cu hotărârea asta? Ce alternativă aveți? În primul rând, pe programul de redresare acum, sunt fonduri pentru cogenerare, da? Ar trebui să inițieze, dar nu inițiază nimic, domnul primar, să schimbe turbinele, să schimbi centrala, să facă, pentru că și centrala respectivă are un număr de ore, da? Orele s-au dus. Ore de funcționare. De funcționare. Deci nici cum nu se mai poate da drum. Bine, și totuși nu este cineva acolo în Consiliul Local care să-l tragă de mânecă pe domnul primar? În aparatul propriu al primăriei, dacă întreb că consiliu, poate domnul mai primar, sunt și specialiști. Domnul primar are o echipă în spate, formată de, acum nouă consilieri, da? Da. Din câte înțeleg, sunt și pe la ei ceva probleme. Păi n-ați văzut zilele trecute și a dat demisia un om care este o emblemă pentru Rădăuț, da? Domnul Chiprianov. După o lună de mandat și a dat demisia. Probabil ați citit pe rețelele de socializare, nu vreau să intru acolo, poate colegul meu discută că ei sunt în consiliul local acolo și s-au mai întâlnit unul cu altul. Da, vom aborda și problema dumnealor, colaborarea, coabitarea între partidele astea care, iată, vă găsiți acum la nivel central într-o coaliție aici la Rădăuți Supra. Da. Dar haideți ca să revenim la problema asta cu...
modernizarea, să spunem, sistemului de termoficare și a centralei în special. Cum o vedeți dumneavoastră ca abordare problema? Păi, v-am spus, eu când am fost director, am inițiat un proiect cu ajutorul domnului Nistor Tătar pentru un studiu de fezabilitate, pentru a schimba centrala. Nu am putut să-l mai ducem la îndeplinire, s-a terminat mandatul domnului primar, eu am fost demis, au rămas documentele, na, actualul primar trebuia să ducă la îndeplinire, să pregătească măcar studiul de fezabilitate. Noi am făcut un studiu cu o firmă din Bacău pe tema pierderilor, pe rețele, dacă avem, nu avem, nu, să știți că Rădăuțul are în jur de 6%, maxim 6% pierderi de agent termic, deci nu este mare. Este destul de eficient. Vă dați seama. 6%. La noi aici în Suceava e vreo 40-30. Ce să vă spun? Instalația la Rădăuț e 6% chiar e 10 bine, chiar ani e bine. Are, cam 10 ani. Bine, au fost, e cu totul altceva, au fost, da, niște probleme. Când am ajuns în conducere, în primul an am schimbat o intersecție complet, lirile de la tare acolo se pierdea. Era concurs când se spărgea la acet apa rece, când se spărgea la comunale, că a fost pus un ou să l-a prăjit acolo cineva. Am rezolvat-o acolo. Deci, inventiv oamenii până la urmă, ce poți să le spui? Eu n-am mers pe cârpel, știți, pe cârpel. Da. Jos, unii defect, scoatem și punem nou. Și numai, nici la ora actuală nu e problema. Felicitări, dar înțeleg că au rămas restanțe pe alte zone. Bineînțeles că sunt așa restanțe și săptămâna trecută a fost închisă o săptămână furnizarea de apă caldă. O avarie care... O avarie, da. Da, dar da, păi de la o săptămână s-au făcut două. Păi eu când aveam o avarie, sincer vă spun, eu nu stăteam acasă. Nu stăteam cu oamenii acolo în bortă. Și acum e tot așa sau n-ați văzut? Nu știu, eu când era problema cu centrala de cu căldura asta, iar n-am fost acolo la centrala de zonă. Și după aia s-a interzis, s-a pus lactul, nu mai are ce căuta Galan și cu Tătar acolo. Păcat domnul Tătar n-a putut veni, îl vom aștepta într-o proximă emisiune pe dumneasa. Telespectatorii poate nu-și mai aduc aminte, este fostul primar și fostul manager la un moment dat Societății Servicii Comunale. De altfel, domnia sa acolo și-a făcut cariera. Într-adevăr, în jur de 17 numele ani. Său este mai degrabă legat de servicii comunale. Au avut vreo 4 mandate, echivalentul a 4 mandate de primar, pe când la primărie doar unul a fost cazul. Asta este. Dar asta nu înseamnă că domnia sa nu are experiența necesară. Și probabil că vom putea discuta într-o proximă emisiune cu domnia sa. Discutam despre coabitarea asta, dacă există la Rădăuț coabitare între PSD și PNL și probabil că un consilier local ar putea să ne spună mai bine. Bine, probabil. Da, ne-am dorit din tot sufletul ca să fie acea coabitare în folosul comunității, în folosul cetățeanului, care să poată, adică să dea mâna PNL-ul cu PSD-ul și cu celelalte partide care fac parte din consiliul local, să ajungă la niște decizii care să fie benefice pentru municipalitate, pentru oameni, pentru mai mult de atât că am avut cazul ăsta destul de concret și recent acum cu căldura, cu iarna care tocmai am trecut. Cum? Mai ține și de partea cine, deci partea de consilieri care sunt majoritari în Consiliul Local, pentru că în momentul când se ajunge să voteze, să iei o decizie, uneori poate partea minoritară a Consiliului Local, să spunem, vine cu o idee bună care poate să fie conturată, poate să fie un proiect care să ducă la o schimbare a imaginii a orașului. În momentul când apar disensiunile astea și discrepanțele astea dintre partide și atunci, nu știu, orgoliile ar fi pe un nivel mult mai ridicat, lucrurile încep să mai scârți, să nu prea meargă, să nu funcționeze. Pentru că am avut, adică la nivel de Consiliul Local, fiind și primul mandat, eu și împreună cu o colegă din Consiliul Local, care am avut un proiect votat
de asta cu schimbarea fațadelor din centrul municipiului Rădăuț, ca să revină și să facă, să fie o imagine unitară. Unitară. Atât din punct de vedere al paletarului de culori, de care este făcut după un anumit studiu, de un anumit arhitect care asta, cât și să se păstreze partea de clasic, ca să spunem, a centrului orașului. Nu știu, n-am, până în momentul de față, deși ne-am străduit, am mai pus întrebări, ne-am interesat să vedem ce demersuri s-au făcut. Nu am văzut nicio modificare, nicio schimbare. Și totuși este trecut un an de zile din momentul când a fost votat punctul respectiv al ordinii de zi din Consiliul Local și proiectul respectiv. Bine, trebuie să existe și o finanțare pe măsură. În mod normal, aparatul executiv ar fi trebuit să fie cel care se ocupă, de fapt primarul prin aparatul executiv. Exact. Trebuia să identifice finanțări, dacă bine, sunt la nivel central, în cazul în care bugetul local și cel mai probabil bugetul local nu își permite. Dar clădirile din sunt proprietăți private și da, probabil în colaborare cu primăria și deci, respectivul. Exact. Situații din astea sunt peste tot în țară și sunt programe guvernamentale. La noi aici în Suceava la fel se întâmplă, sunt programe guvernamentale accesate de municipalitate. 10% contribuie locatarul, 30% municipalitatea, 60% guvernul. În mod normal, Rădăuțiu nu era împiedicat de nimic să procedeze de această manieră. Sigur, ați adus dumneavoastră în discuție elementul ăsta cu paletarul de culori. Asta deja inhibă unele mișcări, unele manevre care ar putea fi așa mai curajoase, spus elegant. Unii cam vor și înțeleg că, da, e blocul meu, îmi pun ce culoare vreau. Ei nu înțeleg că imaginea orașului trebuie să fie respectată. În majoritatea orașelor nu există chestia asta bună pe care ați inițiat-o dumneavoastră. Și înțeleg că o și fost votată în Consiliul Local. Da, deci a fost un proiect în Consiliul Local care a fost votat. Nu există. Că nu s-a pus în aplicare. E, bun. Dumneavoastră măcar o aveți și vă puteți lăuda cu asta, pentru că, într-adevăr, este o inițiativă bună. Uitați-vă în majoritatea orașelor unde s-au anvelopat blocurile, s-au vopsili, s-au dat un nou facelift, ca să mă exprim așa într-un termen, făcut. Și arată cu niște culori de zici că... Păi, astăzi tocmai s-au... Și-a dat corigența cineva. Nu cred că ați văzut pe rețelele de socializare astăzi că s-au semnat și că la foc automat 7 contracte pentru cu o firmă din Bistrița. Tot cu o anvelopare de blocuri ceva, care e cu niște ceva probleme acolo, pe fugă, dimineață la 7, s-au votat contractele respective. Deci ceva știți când mi-ați întrebat de treaba asta, nu, eu am văzut numai pe rețelele de socializare. Da, nu, ce se întâmplă? Poate pe rețelele de socializare pot să apară foarte multe lucruri și corecte și adevărate. Nu, era chiar... Dar în același era luat de pe SIAP, și... era... Da, abia aici vreau deci să... Deci de asta am și sunt punctat. Sunt multe treabă. Situații când pe rețelele de socializare apar chestii no. bombastice. Dacă sunt de pe SEAP, atunci da, putem să le luăm în considerare. Pentru că se presupune că SEAP-ul, reprezentând sistemul de electronic de achiziții publice, aduce un plus de claritate și cu informații oficiale. Așa este, sau așa ar trebui să fie. Sunt situații în care poate se întâmplă niște scăpări, ceva, dar în general nu e. În cazul Rădăuților, într-adevăr, au apărut astăzi și e de studiat. Problema este de studiat pentru că este cu semnul întrebării, în mod evident. Dar întrebarea pe care voiam eu să o adresez în continuare cu privire la colaborarea asta, care înțeleg că nu e, lipsește cu desăvârșire. Cineva va întreba vreodată, va invita la vreo discuție, măcar acum, după ce ați ajuns la guvernare PSD-ul cu PNL-ul, domnule, hai să ne punem la masă, să înțelegem un lucru, să ne așezăm pe o cale comună. Da, din păcate, adică primarul. Mi-aș fi dorit ca să fiu mult mai pozitiv. E deschis dialogului.
O întreb așa, din păcate, cinstit, nu. Cu PSD-ul mă refer, că poate cu alții ar fi deschis. Nu e indicat, ar fi atâta timp cât toți facem parte din Consiliul Local, adică să avem oportunitatea și posibilitatea ca să participăm toți la anumite discuții care să fie dezbătute pentru, până la urmă, deci în folosul comunității, deci nu în folosul propriu. S-ar putea unul din consilieri să aibă o idee, deci bună idee. Pentru, exact, pentru oraș. Exact. Deci nu... Din două, trei idei, probabil, se conturează ceva. Ce se întâmplă? Mi-aduc eu aminte greșit sau primarul era odată membru al PSD-ului și acum e la PNL? Păi, greșesc eu sau... Nu, nu greșiți. Nu greșesc. Și nu-și mai aduce aminte așa de foștii lui colegi? Hai mă să bem o cafea împreună și să discutăm. Poate aveți vreo idee bună, nu? Dacă mi-aduc aminte, eu am fost consilier local, coleg cu domnul Bogdan Andrei Loghin și fostul primar Nistor Tătar, când era de buget, când era chemat toate partidele, da? Nu conta că e PNL, că e PMP, că e la discuții. Și nu a avut niciodată probleme la proiecte. Unul era mai bun, poate vrea unul mai mult, nu îi se putea da, să dădea jumătate, să dădea un sfert, fiecare mulțumea. Veneau, înțeleg că la buget veneau fiecare. Cu inițiative și voiau fiecare. Să discutăm ulterior, da, să le prezinte cetățenilor, da, 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 ca fiind discutam și meritul lor. Da. Și domnul exact. Bogdan era acolo, putea să învețe. Da, dar poate că nu a preluat ideile bune. Astăzi se preiau mai greu. Nu? N-ați observat la dumneavoastră în politică? Se preiau mai greu ideile bune. Eu așa am văzut. Așa am văzut, sincer, de-aia vă întreb pe dumneavoastră. Nu credeți că același lucru se întâmplă și cu actualul primar? Am început discuția în emisiunea asta televizată în direct, fără... Da. Cu o exclusivitate în care arătăm foarte clar cât de defectuos a fost abordarea actualei administrații față de una din cele mai importante societăți comerciale. Vă dați seama, după 3 luni de zile, cu un examen de 6 luni, primăria a cheltuit un buget de 50-60 de mii de lei și tu demiți Consiliul de Administrație. Și o lași o societate cu 160 de oameni, 170 de oameni, fără conducere. Dar nu numai. Continuăm să aflăm că este un vreți proiect să vă bun. Spun, da. Vreți să vă spun toate pe surse că programul la servicii comunale de la ora 11 până la ora 1-2 nu găsiți pe nimeni, toți fiecare unii vor. Păi acolo... Programul de pauză este de jumătate de oră, nu? Acum, pe surse, eu sunt obișnuit, iertați-mă, un pic mai strict. Sigur, înțeleg de ce spuneți pe surse. Nu doriți să seama, ne periclitați că nu am intrat situația un an și ceva. Asta am înțeles. Da, am înțeles, dar și telespectatorii trebuie să înțeleagă că nu doriți să periclitați situația unora, că s-ar putea unii să se răzbune și să își caute de loc de muncă mâine sau poimâine sau răspoimâine și pe vremea asta numai de loc de muncă să-ți cauți n-ai chef. Vă dați seama că... Dar ca să continuăm, o inițiativă bună, a dat exemplu colegul dumneavoastră aici în platou. Nu știe nimeni nimic de ea și dintr-o dată afli de niște contracte semnate pe SEAP, așa, cu cine, cu o firmă, de unde, din Bistrița. Ok, bine, poți să fie și din Caraș Severin. Ai voie. Dar ce s-a întâmplat? Nu ne-ai prezentat nouă nimic consilierilor? Corect era să ai o discuție, mai, măcar adică informală, prietenească. Ce puțin să... Fii pregătit pentru ceea ce urmează cât de cât. Ca și înțeleg că nu aveți nici pe alte domenii, nu doar pe chestiuni care le-ați inițiat, pe buget, de exemplu. Nu, pe buget, de exemplu, acum, mai recent, în Consiliul Local, a fost un proiect pe fonduri europene, pe axa 13, accesat de pe timpul domnului Nistor Tătar. Continuat. Să înțelegem, deci este axa 13, programul operațional regional 2020, da. Nu, 2014-2020. Da, în perioada aia, inițiat de domnul Tătar, după care continua de actuala conducere, care a implica reamenajarea sau remodernizarea, ca să-i spunem așa, a unei porțiuni centrale a municipiului Rădăuț, esplanada centrală, esplanada, care este în fața CEC și asta,
plus construcția unei creșe, construcția două blocuri de locuințe sociale. Era ca o viziune integrată, înțeleg. Da. Așa. Partea negativă a proiectului în sine, sau de fapt mai bine spus a celor care au participat la susținerea dezvoltării proiectului, am trecut prin 2 ani de mandat din 4 care ar fi în totalitate și ne-am dat seama că nu s-au făcut anumite contractări, nu s-au făcut anumite demersuri pentru pornirea proiectului în sine și dezvoltarea lui și să ajungă la o finalizare. Și termenul de execuție, tot la fel, am aflat că este sfârșitul anului 2023. Deci noi fiind acum la jumătatea anului 2022, în care nu sunt făcute contracte, firme cu care să presteze anumite lucrări. Nu sunt lucrări. Încheiate licitațiile, exact. Probabil nici nu au fost demarate. Nici nu sunt. Nu am văzut pe SEAP. Eu, sincer să fiu, am căutat pe SEAP pe mai multe licitații. Văd alte primării organizează la Rădăuți o stradă 50.000, 500.000, o licitație ceva, adică foarte, foarte subțire. Are mai multe licitații scoase spitalul decât primăria, ceea ce nu știu dacă este chiar exact, normal. Și acum prin se urmărește ca prin ședință de un proiect al Consiliului Local să se renunțe la acest proiect pe axa 13, pentru că nu, în momentul când o să fie accesate, dacă o să fie dat în curs proiectul și asta, atunci o să fie niște bani pierduți la fondul din UAT-ul Rădăuți. Cofinanțarea. Cofinanțarea o să se piardă. Pentru că și-au dat seama că termenul este foarte scurt. Nu au cum să ducă la bun sfârșit într-un an jumate. E mai grav decât pierderea cofinanțării, domnul consilier aici. E chiar mai grav ceea ce mi s-a spus, încă nici măcar nu e... Dacă ar fi pierderea cofinanțării, încă poate... Să nu fie sancționat Rădăuțul. E vorba, exact, fondurile europene. E vorba de o sancțiune posibilă, depinde. Nu e vorba doar de o pierdere a cofinanțării. Pierderea cofinanțării, și așa, e 2%, depinde din ce, cum calculezi, din 2% din ceea ce o mai rămas de executat. Se presupune că totuși până în 2023 mai avansează lucrurile cât de cât. Nu, aici e vorba de o eventuală sancțiune ulterioară. Ulterioară, la următoarele ulterioară. Și acolo este problema, de fapt. Și de asta cred că domnul primar încearcă prin tertipuri și probabil că de asta nici nu vă cheamă la discuție. Din normal... punctul de vedere, mă scuzați că... Da, din punctul meu de vedere... Nu știu, au fost niște lucruri care tot au fost dezbătute referitor la chestia asta în 2 ani de zile în ședințele de Consiliu Local. Deci totuși aveam speranța că la un moment dat o să ajungă și o să facă demersurile alea ca să, nu știu, să vedem ceva, o realizare. Am ajuns în punctul în care trebuie să renunțăm. Să renunțăm la ceva care, nu știu, poate ar fi schimbat și fața orașului, ar fi dat o altă... Când se supune spre dezbatere proiectul respectiv? A fost în urmă, deci au fost 2 ședințe pe ordinea de zi și o să urmeze probabil când ședința bine, următoare, pe data de 26, care... Nu știu, din punctul meu de vedere, adică ca și consilier fiind primul mandat, nu știu, am venit cu un alt fel de avânt sau cel puțin cu alte gânduri, adică mi-am imaginat că... Când se ajunge acolo, se renunță la tot felul de orgolii, tot felul de chestii negative și hai să dăm mâna să facem ceva pentru... Mai greu. Acum, renunțarea la orice fel de orgolii este destul de greu. Ideea că... De greu, e un ideal. Dar, într-adevăr... Cum a spus și dumneavoastră mai la începutul emisiunii, există aparatul de specialitate din spatele primarului. Deci este personalul tehnic, ca să-i spunem așa, care se ocupă de toate astea. Aveam speranța că, adică, nu știu, să fie persoane care să fie implicate, să, nu știu, să facă, să, chiar dacă să aibă, să vină cu un anumit aport da, în sunt toată lăsate, chestia asta. Dar sunt lăsate ce informații aveți? Că, de exemplu, eu am sentimentul că nu toți sunt lăsați. Nu toți funcționarii sunt bine văzuți de șefi dacă au alte păreri autonome. Da, vis-a-vis de vedeți aici ideile lor. Asta este chestia ca și în Consiliul Local.
Adică toți avem dreptul la opinie și toți avem dreptul ca să ne spunem o părere. Dacă este bună, probabil că o să fie apreciată și de restul celorlalți care participă la proiectul în sine. Așa este de dorit, într-adevăr. Dacă nu, atunci, nu știu, înțelegem, nu este bun, nu am abordat problema în corect, haideți să găsim o altă soluție. Funcționarii n-au drept de vot. Aici este discuția. Funcționarii, da, din fericire vot, dar... sau din păcate, nu au drept de vot. Și atunci se tem. Asta e realitatea. Se tem de șef. Se tem pentru că oricât de bine ar fi protejații la un moment dat de lege, tot le se găsește o chichiță, nu vor, pot fi promovați, apar alte șicane și... Da, dar vedeți că în același de timp, nu știu, se creează un precedent întreg, și după aia tot începi să... Aveți dreptate. Se creează un precedent. Da, lucru care, nu știu, nu cred că duce la ceva bun, nu duce la la o evoluție benefică a societății. Apropo de precedent, fiindcă tot ați adus discuția și la un moment dat spuneam aici că sunt mai multe licitații la spital decât la primărie. Nu știu dacă ar fi rău, nu mi se pare normal, pentru că totuși primăria Rădăuți nu este o primărie mică de comună uitată și fără fonduri. Iar problemele sunt destule și lucrările ar fi destul de necesare a fi făcute, mai multă implicare poate din partea administrației, dar în fine fiecare administrație cu viziunea sa. Totuși, la spital au fost promovate anumite persoane, nu doar la servicii comunale, ci și la spital. Și la spital au fost schimbări. Și spuneam la începutul emisiunii, a fost un caz acum, un medic, nu știu cine îl susține, poate îmi spuneți dumneavoastră, și cum de-a ajuns acolo așa în prim plan, încât să dea o veste din asta șocantă, caz la Rădăuți de variolă a maimuței, boala asta despre care se discută acum mai nou, că dacă toată lumea a căzut de acord COVID-ul, e un fel de gripă, este tratat anul 2, acum nu mai. Da, și acum au început cu boala asta, variola maimuței. Și vine un medic despre care aveam anumite bănuieli, lansează o veste din asta incredibilă, trebuie să fie infirmată la nivel de minister, că altfel nu putea să... E credibilă treaba, deci până și ministerul trebuie să intervină să spună nu, iar astăzi aflăm despre medicul respectiv că e internat undeva la psihiatrie. Da, la fel. Cine susține astfel de persoane? Exact, medicul respectiv în timpul pandemiei a fost în concediu fără plată, da? Și noroc de doamna doctor Popescu și doamna doctor Bilipou, care a ținut COVID-ul. Rădăuți a fost destul de încercat de COVID, adică să ne aducem aminte că după ce Suceava a ieșit din perioada aia critică, din primele valuri, exact, după aia cam centrul problemelor s-a mutat spre Rădăuți. Da. Din când în când mai alte zone, Fălticeni sau, dar în general Rădăuți. Era foarte mult roșu pe acolo din cauza COVID-ului și nu, o trebuit să țină niște medici în frâu situația. Greu, cu ajutor, fără ajutor, asta e o altă discuție, dar totuși uite că a trecut problema COVID-ului și dintr-o dată apare un medic, nu știu dacă are 50 de ani, tânăr, nu, susținut de cine? Înțeleg că de administrația liberală, pentru că până nu de mult nu era atât de bine văzut acolo. Păi vă dați seama. Și cum e posibil așa ceva? Adică se întâmplă totuși în orașul dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți niște fiece persoane. Aveți anumite legături, aveți anumite cunoștințe. Cum se poate ajunge la așa ceva? Adică un medic să răspundească un astfel de zvon și după aia îl găsim la psihiatrie. Nu vi se pare un pic așa, ne la locul ei problema până la urmă?
Da, eu zic că e o chestie destul de delicată, ca să spunem, adică, nu știu, cel puțin țin să cred și am toată încrederea că o să găsească cumva o rezolvare sau cel puțin să aparatul de specialitate din cadrul spitalului ca să găsească o soluție să fie, pentru, nu știu, a fost așa ceva apărut din senin, probabil, nu știu, adică o chestie, o consultație, ca să spunem, nu știu, mai... Pe fugă, nu așa? Suntem, da, deci nu suntem noi în măsură ca să... Sunt anumite comisii, sunt anumite care sigur, vor să, fi în măsură ca să ia anumite decizii și să... Nu să judecați profesional. Exact, medicul, deci nu, dar nu suntem noi în măsură sa să facem... personală în societate, când comunici așa ceva totuși, oricum, și lași în spațiu public așa ceva. Asta da, trebuie să te consulți inclusiv faci... și cu DSP-ul, inclusiv și cu ministerul, nu exact. Dai impresă că ai un caz. Nu a fost cazul respectiv. Păi de, nici nu s-a confirmat și... Vă dați seama. De asta spun. Sunt comisii de specialitate care sunt în măsură să cântărească lucrurile și să găsească, să vadă vinovatul sau să găsească o rezolvare a situației și a problemei în sine ca să... Nu are rost ca să spun să ne avântăm noi în niște da, afirmații. Dar, viza, într-adevăr, okay. nu dă bine pentru comunitate, pentru municipalitate. Inclusiv pentru județ. Dar... Nu, așa e. Deci nu numai. Așa pentru județ. Este, așa este, că sunt oameni că mult mai în măsură care... Suceava a fost COVID cap și acum suntem și cu maimuța. Da. Așa este, nu dă din bine păcate nici am avut pentru... anumite perioade așa mai nefaste, mai începând de la COVID, care tot s-o derulat și a început să fie traseul Suceava-Rădăuți, tot asta. Este problema depășită, pe mine asta m-a intrigat și cred că intrigă pe foarte multă lume zvonul ăsta lansat așa aiuristic, trebuie să-l infirme ministerul a doua zi, medicul, și după ce începe să sapi, la răspundere, vă dați seama. Afli că el avea o grămadă de proptele politice din cealaltă parte a coaliției, nu din partea dumneavoastră. Din partea PNL-ului, ca să o spunem clar. Bine, el are o relație mai apropiată cu actualul primar. Au avut diferite, nu știu, afaceri împreună, ceva. Afaceri? Cu niște contracte, vânzări, o casă, ceva. Nu pot să vă dau exact detalii, dar au o relație apropiată. Deci o relație apropiată, mai consolidată. Oricum acolo la spital înțeleg că vor fi și acolo surprize pentru că sau poate, similar. Sau poate eu făcut o figură la actualul manager pentru că el a candidat ca manager când a fost domnul Andronache, a fost concurentul contracandidat. Poate acum îi pregătește domnul Vatră să-i facă treaba asta. Tot să-l nu pot să spun nimic. Eu zic că sunt comisii speciale pentru... Bine, pentru medicul în cauză, da, dar pentru spital încă mai sunt lucruri de discutat, pentru că medicul respectiv nu reprezintă... Nu e doar el singura problemă acolo la spital, acolo conducerea a fost schimbată iarăși într-o manieră, să-i spunem, discutabilă, poate nu neapărat după aceeași rețetă ca a dumneavoastră, dar nici foarte departe. Tot într-un mod gen am venit eu, șeful nou, nu-mi place de tine, pa. Domnul manager Andronache este și el în proces, nu se încă mai are termenele. Da, probabil îl vom avea și pe domnia s-a invitat într-o proximă emisiune. Vom vedea, trebuie să... Oricum, subiectul este de urmărit, pentru că totuși e, așa cum orașul este cam al doilea ca importanță deci economică și spitalul din Rădăuți, astăzi vrei, nu vrei, are o greutate mare. Primul proces definitiv și cu comunale și cu spitalul încep să vină, da? Încep să vină, se strânge lațul. Dumneavoastră vă faceți curățenie în partid, la ei începe să fie probleme. Să se vadă că trebuia făcută de mai multă vreme curățenia. Despre asta însă vom vorbi, dacă îmi permiteți, în pauză. Intrăm acum și după pauză vom vorbi mai pe larg despre Consiliul Local, despre problemele din politica rădăuțeană. Desigur.